O lume întunecată în care oamenii sunt orbiți de nevoia lor de a consuma, iar dorința de a avea cât mai mult îi face să nu mai țină cont de nimic. O lume lipsită de speranță în care viața umană nu are nicio valoare, iar dacă încerci să te ridici împotriva sistemului, vei fi strivit fără milă. Dar suficient despre lumea reală, hai să vorbim puțin despre Little Nightmares. Înainte de asta vreau să vă spun că urmează să fiu plecat din oraș vreo 2 săptămâni, deci am jucat Little Nightmares știind că va fi ceva mai scurt și aș apuca să creez ceva pentru voi acum. Știu că o parte dintre voi așteptau videoul cu God of War 3, dar acela necesită ceva mai mult timp până să fie gata și... Ca o prezentare generală, Micile Coșmaruri e un joc în care controlezi un personaj mic și neajutorat, înarmat cu îmbrățișări și forța unui bebeluș, care își face drum printr-o lume mare și înfricoșătoare. Dacă asta sună ca ceva ce ai juca, ești invitatul meu să revii aici după ce faci asta, pentru că acest video conține spoilere din joc și din DLC. După ce are un coșmar în care o femeie blurată se uită la el, protagonistul nostru cu pelerină galbenă se trezește în ceea ce sunt destul de sigur că e un cămin studențesc din Timișoara, iar de aici deducem imediat și identitatea femeii, bucătăreasa de la cantină. De la bun început nu avem parte de nicio instrucțiune sau linie de dialog, dar având în vedere locația, presupun că scopul nu e să trăiești viața mizerabilă acolo. Vreau să spun că nu primești nici măcar un prompt care să-ți spună ce buton să folosești să faci lucruri, ce altfel nu ai cum să știi că poți să le faci, ca aprinsul unui chibrit sau apucat-o obiectelor. Cel puțin până nu petreci minim 45 de minute lovindu-te de lucruri în timp ce alergi în întuneric ca un idiot. Poate că developerii au încercat să creeze o experiență cât mai imersivă și nu voiau să te deranjeze cu faptul că joci un joc, în timp ce tu sigur erai conectat la universul jocului de parcă purtai un nerve gear. Și nu știu dacă au realizat atunci, dar majoritatea jucătorilor probabil că nu vor fi Daredevil. Și știți ce e și mai puțin imersiv decât să vezi un mesaj cu apasă butonul? Să deschizi tu însuți multiple meniuri căutând butonul care face chestia, în timp ce te chinui să nu muști din controller. Dar gata cu momentul ăsta de negativitate excesivă, să trecem la următorul. Unul dintre lucrurile din jocuri care mă fac cel mai mult să-mi doresc să mă spăl pe cap cu sodă caustică e atunci când pericolele sau metodele de a avansa sunt dezvăluite doar prin metoda încercare și eroare, cunoscută și ca trial and fuck my life. În sensul ăsta, Little Nightmares e super încercare și erotic, pentru că de cele mai multe ori vei afla că un monstru e gata să te mănânce doar după ce deja te înneci în sucul lui gastric. Când spun monștri, mă refer la oamenii foarte deformați, dar oricum, nu sunt oamenii adevărații monștri. De la prea mult alergat prin camerele copiilor care dormeau aici, protagonistului nostru începe să-i se facă foame, iar din cauza asta, din când în când, mersul se transformă în nu mers. Un copil ne aruncă o bucată de pâine, iar acest carusel emoțional poate continua fără alte întreruperi. A durat cam o oră până am ajuns în prima cameră care nu era un coridor întunecat și după încă vreo jumătate de oră de coridoare întunecate am fost lovit de al doilea val de foame și n-am putut să astâmpăr senzația decât cu o bucată de carne dintr-o cușcă pe care scria "Te rog, intră, nu iau capcană". Suntem bineînțeles prinși în capcană și ne trezim lângă un alt copil în propria cușcă și cu stomacul probabil plin, care e târât afară de niște mâini scârboase. Păcat că n-a fost destul de inspirat să fie pus într-un loc de unde să poată scăpa imediat, la fel cum fac eu acum. Mediile prin care traversezi încep să fie mai interesante pe la jumătatea jocului și chiar ajung mult mai variate înspre final și în DLC, dar asta e o mare problemă pentru oamenii ca mine cu attention span-ul unui câine într-o piscină cu jucării țăitoare. Un joc foarte interactiv și captivant mecanic, cum e Just Shapes and Beats, sau unul în care povestea și personajele sunt bine scrise, ca primul The Last of Us, sunt lucruri care mă atrag automat, dar rare ori reușești un joc să mențină atenția doar prin atmosfera sa. Odată ce reușești să captezi atenția jucătorului folosind acea atmosferă, ar trebui să o direcționezi înspre ceva mai tangibil decât "te rog, mai rămâi speriat și continuă să mergi încă vreo 3 ore până ne gândim la momentul interesant". Speriat nu am fost, dar am reușit să mă simt ca un idiot panicat de multiple ori, ca aici, unde nu am știut că metoda cea mai bună să scapi de un monstru scârbos e să îl iei în brațe. Personajului se face foame atât de des că trebuie să fie suflet pereche cu unul dintre câinii mei, mai ales pentru că nu strâmbă din nas la șobolan. Un cuplu de bucătari m-a obligat să-mi petrec mult timp sperând să nu fiu transformat în meniul zilei, dar într-un final am reușit să scap de ei și am ieșit pentru prima dată în exteriorul clădirii, ce se pare că de fapt nu era o clădire, ci un vapor metalic imens. Acum că am realizat că suntem de fapt pe un vas, am înțeles și de ce lumea se tot clătina de pe o parte pe alta, un detaliu destul de drăguț. Și că tot vorbim de pozitivitate, încă un detaliu, inamicii țin cont de suprafețele pe care calci. Mergi pe covor și nu au treabă cu tine, dar mergi pe podeaua de lemn și vin imediat să te ridice pentru că doar ce au spălat pe jos. M-ar fi ajutat să știu asta mult mai devreme când credeam că doar le activam al 6-lea simț din când în când. Intrăm înapoi în navă pe undeva mai sus, împreună cu o coloană de oameni atât de grași că probabil își pun cureaua cu bumerangul. Mitul bucătăresei se adevărește când vedem că așteaptă ghiulelele să intre în restaurantul ei și să se așeze la mesele pline de mâncare de aici. Aici e partea în care jocul devine interesant și mult mai interactiv. Și așa trebuia să fie de la început. Uite-te la tipul ăsta, dă cu masa de perete și mă strivește. Așa începi un joc dacă vrei să captezi atenția, nu cu "bun venit în canalul fără viață, distracție plăcută". Mă rog, jocul aici e mai bun și are sens. Cui nu-i place să spună "da, oi fi eu gras, dar măcar nu sunt așa"? Se pare că și inamicii mei sunt suflete pereche cu câinii mei, pentru că sunt disperați după mâncare chiar și imediat după ce au mâncat un bol plin. Developerii spun că inițial voiau să facă jocul doar despre foame, dar ulterior au schimbat focusul pe mintei, experiențe terifiante pe care le ai când ești copil. Pe mine cel puțin m-au nimerit perfect cu asta, pentru că și eu uram glitch-urile când eram copil.
Aici cred că toată lumea a aflat că aveam la mine un cupon pentru un gyros gratuit și au încercat să-mi-l ia. Din cauza că nu am apucat să-l folosesc, mi se face foame din nou și de data asta trebuie să mă mulțumesc cu mâncatul unui cârnat care a încercat să mă ajute. Gnomii ăștia micuți, cărora tocmai le-a mâncat prietenul, deși aveam de ales, apar de mai multe ori în decursul jocului și sunt niște creaturi de dimensiunea unor copii care doar observă ce se întâmplă și care fug atât de oamenii deformați de acolo, cât și de tine. Dar dacă reușești să-i prinzi, îi poți îmbrățișa pentru a-i liniști. Am găsit-o și pe cred că ar trebui să nu mai prefacă e bucătăria sa Geisha, care deține restaurantul și se pare că are puteri magice, dar slăbiciunea ei e să vadă ce monstru a devenit furând tinerețea copiilor de aici. De asta toate oglinzile ei sunt sparte. Rectific, abia acum sunt toate. Protagonistul nostru o mănâncă și e învăluit de o putere întunecată malefică și părăsește locul secând de viață toți oaspeții. Am realizat de la început că Little Nightmares nu va fi un joc care îmi va spune efectiv despre ce e vorba în el și mă așteptam să fie măcar puțin pretențios și simbolistic și cred că e, dar nu am realizat la ce se referă toate elementele din joc nici după ce am terminat de jucat. Și chiar când eram gata să încep să mă smiorcăi pe internet, am realizat că jocul are și un DLC și că nu pot spune că jocul e un tomberon plin cu smoală până nu văd tot ce are de oferit. Altfel aș putea fi acuzat că judec prea repede un joc pe care tocmai îl jucasem până la final. Din fericire, instalerul DLC-ului m-a anunțat că nivelele noi ocupă doar un megabyte, deci nu mi instalează nivele noi, cât doar trimite un mesaj jocului care e ceva de genul lasă-l și pe sclavul ăsta să joace. Am pornit DLC-ul și ghici ce, până la urmă mi-a plăcut. În prima bucată de DLC observăm un alt băiețel, scuze că asum, care are un coșmar în care e un personaj din Little Nightmares, haha. Când are realizarea că dormitorul lui nu e cel mai sigur loc, o ia la fugă într-o direcție aleatorie. Apoi vede o fetiță, cred, care face același lucru și se ia după ea. Îi găsim ulterior lanterna fetiței, scuze dacă nu-i, și o folosim să navigăm nivelele la fel de întunecate ca înainte, dar cu bonusul că acum sunt și inundate și pline cu lipitori. Pe lângă asta, există un monstru care stă sub apă, iar mâncarea lui preferată începe cu C și se termină cu opil cu cap mare. Jocul acum introduce și câteva puzzle-uri, dacă pot să le spun așa, în care modifici nivelul la care ajunge apa pentru a progresa. Interesant, dar ce nu îmi place e că monstrul, care arată ca o femeie în vârstă, are forța din Star Wars și mă poate absorbi în palma ei dacă vrea. Bine că emisiunea ei preferată era la TV și a decis să mă lase în pace din proprie inițiativă. Am crezut că am scăpat, dar când să plec dau de tipul cu mâinile lungi și wow, se pare că am trăit câteva minute ca săracul băiat pe care l-am văzut înainte în cușca mult prea la îndemâna mâinilor scârboase. Gata cu primul DLC, îl începem pe al doilea și vedem că protagonistul e tot băiatul de înainte, acum împachetat și gata de dus în bucătărie, unde mă gândesc că va fi gătit pentru clienții restaurantului, așa de obezi că probabil nu pot merge cu spatele fără să bipăie. Din fericire, pachetul pare să fie livrat de fan curier, iar omul nostru cade printre una dintre găurile lui direct între o mulțime de pitici. Această parte de DLC se învârte foarte mult în jurul piticilor. Trebuie să-i recrutăm cu îmbrățișări unul câte unul și să-i folosim la rezolvarea de diferite puzzle-uri, ca aici, unde avem nevoie de 3 dintre ei pentru a deschide o ușă, sau aici, unde după ce salvez câțiva dintr-un morman de cărbuni, mă ajută să împing căruciorul cu care ne facem ieșirea. Toți gnomii adunați pe parcurs sunt aduși într-un fel de zonă centrală unde lucrează împreună la alimentarea unui lift. Folosim liftul să urcăm, apoi micuții mă ajută să intru într-un fel de adăpost al lor, unde văd mulți omuleți stând în jurul unui foc. Imediat se încheie și a doua parte de DLC cu protagonistul nostru deasupra de un lift în care o vedem pe proprietara vasului. A treia parte continuă povestea din același loc și aflăm că proprietara locuiește în casa cu cea mai mică factură la curent din lume, în care e așa întuneric că poți vedea ce se întâmplă în ea doar când cuiva îi vine o idee. Pentru a înainta către camera femeii, e nevoie să colectezi 3 statuete în formă de geisha, rezolvând probleme în 3 părți diferite ale casei. Una în care arăți că îi cunoști familia suficient de bine să te afli în casă, alta în care ești menajera ei și îi faci ordine în bibliotecă și una în care te lupți cu mici fantome demonice folosind lumina. Nu sunt un geniu, ba chiar cei 3 neuroni ai mei lucrează în schimburi, dar v-am spus că m-am tot chinuit să înțeleg ce se întâmplă în poveste și îmi place să cred că fantomele astea sunt suflete recrutate de geisha, pe de o parte pentru că sunt făcute din aceeași energie neagră malefică pe care pelerina galbenă o absorbe din ea în finalul oficial al jocului și pe de altă parte pentru ceva ce veți vedea imediat. Am deschis ultima ușă și am aflat de ce femeia poartă mască mereu, apoi am crezut că a urmat încă o moarte ieftină pe care nu aveam cum să o previn, dar... Vrăjitoarea l-a transformat pe băiat într-un mic gnom, deci ea îi creează, posibil din copiii care încearcă să scape de acolo. Oare i-a luat sufletul și îl folosește ca o fantomă mică în armata ei? Habar n-am, dar presupun că da. La o mică distanță de acel loc am întâlnit alți gnomi într-o cameră parțial luminată, iar aici am înțeles ce se va întâmpla. Totodată ăsta este și finalul DLC-ului. Brusc, jocul nu mi se mai pare lent și nasol, ci intrigant și aș vrea să știu mai multe despre poveste, dar de ce? Poate ați înțeles din ce spuneam mai devreme că nu sunt cel mai mare fan al jocurilor în care îți depășești obstacolele folosind răbdarea, iar începutul foarte lent și neinteresant m-a făcut să vreau să-l joc de pe scaunul electric pentru a putea sta treaz. Dar până în final un pic de efect Stockholm, combinat cu faptul că jocul prezintă o poveste din multiple perspective și dezvăluie treptat elemente ale plotului, m-a făcut să cred cumva că e mai complex decât mi se părea la început. Aș vrea să văd dacă în Little Nightmares 2 developerii continuă să construiască peste părțile bune ale acestui joc, dar vă las pe voi să-mi spuneți dacă credeți că ar merita jucat și, mai important, dacă ar avea sens să o fac eu. Mulțumesc pentru vizionare, iar până ne revedem în următorul video, în câteva săptămâni, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Și dacă vreți să vorbim mai multe, puteți să intrați pe Discord, linkul îl găsiți în descriere.